Salut! Aceasta este harta cu traseul tramvaiului 11 conform RATB, Regiei Autonome de Transport București. După acest traseu este tur și retur pe aceeași linie. După cum se poate observa, traseul taie Bucureștiul de la nord-vest către sud-est, ocolind centrul istoric. Centrul Bucureștiului, de fapt, inclusiv centrul istoric. Vom mări harta pentru a observa mai bine traseul. Prima stație este, prima stație și capătul liniei, în nord, este stația Cartier 16 februarie, depoul Giulești, următoarea stație, Institutul Pastor, Copșa Mică, Piața Giulești, Godeni, Bulevardul Constructorilor, George Vulsan, Cimitirul Calvin, Pasaj Grand, Spitalul Dr. Panait Sârbu, Calea Plevnei, Pod Crozăvești, Bulevardul Iuliu Maniu, Bulevardul Timișoara, Piața Dani Huve, Stația Prodex, Calea 13 Septembrie, Stația Inox, Stația Calea Rahovei, Stația Spătarul Preda, Stația Șoseaua Viilor, Stația Ștefan Hepiteș, Stația Piața Eroii Revoluției, Stația Cimitirul Șerban Vodă, Stația Opriș Ilie, Stația Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Stația Huș, Stația Piața Sudului, Stația Șoseaua Berceni, Stația Lunca Bârzești, Stația Stadion, Stația Șoseaua Vitan Bârzești și capătul liniei, ultima stație, stația Romprim. Dacă v-a plăcut acest video și doriți să-l Dacă v-a plăcut acest video, vă rog să-l distribuiți și prietenilor voștri. Vă invit să vedeți și alte filmulețe pe care le voi adăuga în curând cu alte trasee ale altor linii de tramvai, autobuz sau troleibus. Vă mulțumesc, la revedere!